Ana, ai idee pe ce stăm noi în secunda de față? Da, mă rog, e un chest ăsta, dar sub chest, ai idee ce se află sub chestul pe care stăm în secunda de față? Ana, sub noi se află un bloc de bani. Efectiv, stăm pe un bloc de bani și blocul ăsta o să ne îmbogățească pe noi. Pot să-l sparg? Da, o să pot să-l sparg imediat, dar hai întâi să vedem cine așteaptă în acest chest. Deci se pare că avem aici niște rețete, deci ne spune că avem niște rețete pentru mai multe insule. Uite, Winter Island și așa, astea nu prea ne interesează. Bă, ai furat ce? Bă, ce-ai furat, bă, de acolo? Am furat banii. Bă, a furat Ana banii, ne-a dat niște bani la început și a furat. Ah, ok. Deci ăștia sunt banii, ne-a dat un dolar și un bănuț de început și avem mai multe blocuri, se pare, și o carte pe care scrie, bă, e foarte important să citești această carte, pentru că dacă nu o citești, nu mă interesează ce se întâmplă, eu am aruncat-o, Ana, ok? Ai furat și pâinea, bă, stai, bă, așa, să o împărțim frățește, uite, ți-am lăsat și ție niște pâine, poți să o iei acolo, avem aici și un crafting table, niște d-astea și acum, Ana, cred că putem sparge, de fapt, hai să, ok, fii atentă, ține tu chestiile astea, pentru că nu prea simt că am chef să le țin eu în inventar, dar le poți ține tu. Ok, de ce ai aruncat? Păi am aruncat că nu ne trebuia cartea, ok? Și acum hai să spargem ăsta și sub noi se va afla oficial blocul de bani, Ana. Și acum noi putem sparge la acest bloc de bani și dacă te uiți, ia uite, bă, spargem de împreună, gen, facem de două ori mai mulți bani, lol. Bă, stai așa, ție-ți dă banii ăștia sau numai mie mi-dă? Deci ai bănuți din aia, eu am 20 de bănuți, Ana. Ai bănuți din ăștia de ei tu mână? Da, am. Mamă, le de la amândoi, gen. Ok, asta-i tare, asta-i tare. Și noi trebuie să spargem, Ana, la blocul ăsta de bani și să mergem la prietenii noștri villageri, care, uite, unul e acolo și unul este acolo, ca să cumpărăm diferite chestii. Ok, hai să facem o mică chestie așa, puțin. Dacă nu te superi, bă, trebuia să faci, ce trebuia să fac? Slaburi? Na, lasă vrăjeala. Nu contează că ne descurcăm, suntem băieți mari, lasă, am folosit și eu câteva blocuri așa de început. Ok, Ana, și acum noi facem din ăștia. Și acum asta e așa că eu am niște clay, cred că pot să folosesc clay-ul ăsta. Hai să mergem la upgrade one block, deci acolo ci că upgradăm blocul ăsta pe care îl spargem noi. Tu spargi acolo la el și eu mă duc să văd care este, da, 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 tu spargi acolo și eu mă duc să văd care este faza la ăsta. Uite că putem face așa aparent. Ok, upgrade one block, ia să vedem, deci ca să-l upgradăm ne trebuie 10 dolari din ăștia de hârtie. Dar noi nu avem de aia de hârtie, Ana. Cam asta ți-am mai dat eu, mi-ai mai dat tu bani de încoace. Mulțumesc, Ana, uite, hai că facem, punem de la mână la mână. Și uite, pun și un crafting table aici. Și hai să, bă, 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 fără de-astea, ce mă arunci, alo? Păi vor face echipă, orice facem, ok. Și dolarei putem observa că, se fac cu 9 din ăștia, ok. Și deja avem 14 dolari, ok, stai așa că rezolv eu acum, Ana. Upgrade, woo, let's go, ok. Și am upgradat blocul ăsta și acum, mamă, ne dă direct dolari acum, gen. Easy, bă, easy, gata, ia uite. Și cumva cu dolarii facem următoarea, mai mulți dolarei. Ok, deci cu dolari, fii atentă, cu 10 dolari faci un stack de dolari din ăsta pe care l-am eu în mână, uite. Și poți să te uiți acolo că pentru următorul upgrade, bă, tu deja l-ai cumpărat? What? Băi, tu cât de mulți bani ai? Stai, bă, ce? What? Stai, bă, tu ce? Eu nu mai înțeleg, tu ce upgrade? Am dat cu 10 de ăștia. Bă, tu ai făcut același upgrade de două ori, gen. Nu trebuia să-l mai iei și tu. Cred că asta ai făcut, cred că ai făcut același upgrade. Mă, și miram de unde ați ia bani. Ok, și acum noi trebuie să facem din ăștia, gen, stack-uri din astea de bani. Vezi, eu am 3 din ăștia și ne trebuie nici mai mult, nici mai puțin, dar 13. Deci ne trebuie 13 pentru următorul upgrade. Deci trebuie să spargem foarte, foarte. Păi și dacă mergem la nenea ăsta... Care la nenea ăsta? La nenea ăsta, la altul? Acolo ci că cumpărăm blocuri și iteme. Hai să mergem să vedem ce e și acolo. Fac eu un drum din ăsta. Hai să ne uităm. Hai că mergem să vedem ce se întâmplă și aici. E, mai folosesc niște blocuri din astea, scuză-mă, Ana, dar am folosit o lemnul gen. Dar nu-ți face griji pentru că lemnul putem să-l cumpărăm. Lol, ok. Foarte șmecher. Bă, deci chiar e tare rău de tot. Sincer, chiar îmi place ce se întâmplă aici. Dar, Ana, eu zic să nu ne cumpărăm nimic. Și mai bine să farmăm aici bănuți din
din ăștia. Dacă facem 13, upgradăm din nou blocul și o să fim bogazi. Și crede-mă pe cuvânt că o să avem atât de mulți bani încât nu o să avem ce face cu ei. Ana, ce-i face tu dacă am avea toți banii ăștia? Ia spune. Da, aparent a început să plouă. Da, perfect. Mi-aș cumpăra mașină. Da, mașină și vilă. Bă, păcat că banii ăștia avem cam în Minecraft și nu știu dacă merge așa. Și un cinematograf. Ok. Ana, am vești bune, oficial. Cred că suntem destul de bine pentru că putem face următorul upgrade. Și bă. Asta a fost perfect. Asta a fost foarte, foarte treabă. Bine că nu-mi pierd itemele. Bă, Ana, tu de ce mă arunci de pe ăsta dacă pierdeam itemele? Doamne, ferește. Deci, efectiv, chiar m-am speriat rău de tot și era să dau cel mai mare rage din lume. Fix când să fac upgrade-ul, Ana m-a aruncat. Ești nebun, nu mai zic nimic. Ok, lasă că măcar nu mi-a luat banii. Că dacă îmi lua banii, mă, tu zbori? Ana, tu zbori, gen? Sau ce? Ok, deci da, ok, deci Ana credea că poate să zboare pentru o secundă, cred. Gold bar, uite, putem să facem gold acum. Ok, deci aparent sunt niște blocuri invizibile pe aici. Da, ok, am aflat ceva nou astăzi. Bun, deci poftim toți banii mei. Mulțumesc, Ana, dar vreau să spargi aici la ăsta. Lasă banii tăi. Sparge aici la ăsta, după aia dăm și banii. Și după aia putem face următorul upgrade. Dar cred că facem foarte multe upgrade-uri și stai așa să vedem ce mai putem cumpăra pe aici. Bă, da, eu nu te înțeleg pe tine. Ba, spargi când sparg și eu. Ba, vii când vin și eu. Să spargă unul și celălalt se uite. Sau să facem invers. Uite, random island spawner. Oh, putem să... Ia stai un pic. Cred că am un plan. Cred că am un plan destul de șmecher. Pot să spawnez o insulă random. Ok. Ia fi atent, Ana, că fac eu un trade aici. Ia. Ok, l-am îmbogățit pe asta de bani. Ia, mă, să vedem. Și... Bă! Building a random island. Cred că avem o problemă. Cred că am stricat harta. Sunt blocată. Bă, și eu m-am blocat. Bă, oh my god, ok. Și eu sunt blocat. Nu e vina mea că s-a spawnat insula asta. Bă, păi și cum ieșim de aici? Ok, am un plan. Ține-te bine. Ai vreun lemn? Ai vreun lemn la tine? Dăm un lemn sau un stone sau un orice. Oh my god, oameni. Ok, nu e o idee prea bună. O să mă duc să mor, efectiv. Mă duc să sar în void. Ana, ce a fost chestia asta? De ce ai spawnat insula asta? Ți-am zis să nu o spawnezi. Și acum nu mai mor? Ah, ok, pot să... Bă, ce-s cu villagerii ăștia acolo? Ok. Deci, sunt aici sus. Îmi trebuie puțin lemn. Decât puțin lemn, dacă nu vă supărați. Ok, stai așa să-mi dau seama. Mamă, nu mai am blocuri deloc. Ana, aruncăm niște blocuri. Aruncăm orice bloc. Orice bloc aruncăm. Niciun bloc nu ai? Faci mișto de mine că n-ai niciun bloc? Nu te cred că n-ai niciun bloc. Bă, dar ne-a spart tot drumul, frate. Nu cred. Ne-a spart tot drumul până la ăla. Că acolo... Mamă, iar am căzut. Ha, ok, ok. Ana, fii atentă că am un plan. Ok, tocmai ai făcut planul meu. Asta era și planul meu. Hai să luăm niște blocuri de pe aici și să încercăm să mergem la ăla cu blocurile. Pentru că ăla cu blocurile o să ne... Mamă, de doar nisip aici, ok. Cred că va fi mai greu decât credeam. Ăla cu blocurile ar trebui să poată să ne dea niște blocuri. Și avem bani, că bani avem, asta e problema. Dar efectiv ne-a îngropat și blocul, frate, de bani. Deci, ia stai, că am un plan. Deci mă arunc chiar și am niște blocuri și o să fac un turn și... Mamă, ce plan am, Ana. Bă, dar e... Ne-am gândit mult cu harta asta. Aici am jucat-o de toți banii, efectiv. Ok, hai să vedem. Așa ceva. Bun, dacă facem noi așa și după aia sar aici. Aoleu, ăsta e de upgrade, mi-e rău. Ăsta e de upgrade, nu era de... Mamă, Ana. Eu nu mă mai joc jocul ăsta. E clar. E clară soarta acestui... acestui episod. Mă duc să mai fac rost de nisip. Ok, tu unde ești acum, Ana? Unde ești acum? Ok, fii atentă, lasă-mă să fac eu rost de niște nisip și o să facem roșii de blocuri, ok? Ok, Ana, dacă nici de data asta nu merge planul. Ok, am sărit aici. Bum. Și acum plank-uri. Da, plank-uri sau stone am putea. Da, stone. Stone e perfect, fii atentă, Ana. Ne facem foarte mulți bani din ăștia. Am făcut o tonă de bani, efectiv. Ok, și acum luăm tot stone-ul din Europa, dacă se poate. Dă-mi-l pe absolut pe tot.
Ok, facem aici, mam, 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 mam. Ok, hai că am făcut rost de astea, e bine, e bine, suntem bine. Ok, am făcut și o groază de XP, aparent, și ne trebuie, mamă, mamă, ne trebuie și niște, din astea zi, niște lemn. Stai așa că rezolv eu acum, Ana, fac eu niște afaceri aici. Mă, ce-am făcut? Am făcut din ăștia? Stai că eu vreau de ăștia. Așa, gata, gata, gata. Și acum fac rost de niște lemn. Ok, gata, Ana, gata. Am, sunt aici în cascadă, unde ești, mă, Ana? Bă, am pierdut pe Ana. Ana? Da, baftă cu YouTube-ul, nu știu ce să zic. Ok, hai că am făcut rost de blocuri, putem să ne întoarcem înapoi. La, bă, ce... Da, îmi pui de ăștia, mulțumesc, Ana, te-ai gândit foarte mult înainte să pui nisip. Ok, și acum trebuie să facem un pickaxe din ăsta de vai de capul lui, ca să putem sparge stone-ul, ca să ne facem chestii de stone, logic, ok? Hai că-ți fac și ție acum un pickaxe, ca să nu zici că sunt rău gen. Îți fac și ție un pickaxe, sunt de treabă. Și după aia ar trebui să putem sparge înapoi acolo unde este blocul nostru. Deci efectiv noi până acum ne-am chinuit să ajungem înapoi la blocul ăla nostru. Ia Ana aici un pickaxe. Am și un pickaxe. Hai să vedem unde, mă, blocul ăla de bani. Mă, a dispărut de tot? Mamă, te-am aruncat direct acolo, scuze. Ana, unde e blocul de bani? A dispărut de tot gen? Nu pot să cred că a dispărut. Eu refuz să cred asta. Deci tu îmi spui mie că noi nu mai avem bloc de bani? Gen, asta îmi spui tu... Ok, am un plan, am alt plan. Am alt plan, fii atentă, fii atentă. Am un ultim plan. Fii atentă, deci nu aici. Merg la ăla care upgrada ăla și mai upgradez odată, gen. Fii atentă, fii atentă că s-ar putea să meargă. S-ar putea să meargă, s-ar putea, nu promit nimic. Ok, ia vezi. E pe acolo? S-a spawnat? Nu? Mamă. Bă, da, uite-l că-l văd. Uite-l, e aici, e chiar aici. Gata, l-am readus. Sunt prea creier, sunt cel mai creier om din Europa. Ok, vino cu Oceana. Hai să nu ne mai jucăm cu insulele astea care se spawnează. Și hai să facem foarte mulți bani. Vino cu Oce. Ok, vino lângă mine. Mamă, s-a pus Ana direct pe ăsta. Am înțeles, stai așa că să fac și o sabie eventual. Că e foarte mult cabuie pe aici, pentru un motiv sau altul. Dar stai că avem stone-ul ăsta. Trebuie să fac cable, că nu mă lasă cu stone să fac. Oh my god, ok, gata. Bun, tu sparge la ăsta. Eu mai fac o sabie ca să avem în caz de ceva. Am și sabie, am și de-asta. Avem și bănuți. Ne trebuie mai mult aur acum ca să putem avansa. Deci uite diamante. Lasă-mă diamantele, nu ne trebuie diamante. Trebuie să facem aici acum, nu cred că ne ajută diamantele atât de mult. Unde te duci după diamante? Mă, ce? Ia stai să verific la ăsta, la altul aici. Deci la purchase item blocks o să întreb. Jewel. Da, ăsta e gen, nu e diamant, e gen piatră prețioasă sau ceva. Ok, deci nu cred că ne ajută diamantele, Ana, în harta aceasta. Trebuie doar să am bani de ăștia. Ok, fii atentă, dă-mi toți banii tăi și hai să vedem cât de mulți avem și ce putem face cu ei eventual. Dar nu cred că... Da, nu. Ne mai trebuie niște aur și cred că o să revenim când facem tot aurul pentru upgrade. Mamă, ce e aici? Da, cred că revenim când facem aurul pentru upgrade, că e cam jale. Oficial suntem bogați și avem 29 de bucăți de aur. Deci știi ce înseamnă asta, Ana? Cred că cunoști ce înseamnă chestia asta. Oficial am dat upgrade și ne mai trebuie un singur upgrade și atât. Ceea ce o să ne necesite 25 de diamante din alea. Deci asta o să fie ultima provocare, Ana. Eu zic să ne grăbim să facem aceste diamante ca să avem ultimul upgrade. Știi ce zic? Să avem blocul suprem de bani. Și după aia putem să ne cumpărăm și alte chestii. Eu zic că asta e cea mai bună variantă. O variantă mai bună nu o să mai vezi vreodată. Luca, ia zi, ce ai mai... Uite ce am putut să cumpărăm. Ce am putut să cumpăr... Bă, ce ai cumpărat? No, no, nu-mi spune că ai luat... Nu, nu mai pune insulă din aia. Ai insulă? Ana, nu pune iar insulă că se blochează. Se blochează, ok. Du-te departe și pune-o. Deci Ana a cumpărat altă insulă din aia. Am... Ah, Millionaire Villa. Ana, putem să cumpărăm ceva șmecher rău de tot. Uite, ce mai spawnat încă o insulă. Bă, Ana, nu ne mai trebuie insule. Fii atentă că am văzut o chestie șmecheră, stai. Stai că am văzut o chestie șmecheră rău de tort. Fii atentă, Ana, fii atentă. Deci nu ești pregătită de ce am cumpărat aici. Ia, vino cu mine, vino cu pe insula asta. Deci, bă, nu ești pregătită de așa ceva, fără niciun mișto. Ești gata? Da sau nu? Zi repede, da sau nu? 3, 2, 1 și... Bă, avem vilă! Unde s-a spawnat, bă? Vino cu ace, vino cu ace. Bă, pe apă, că avem apă aici. Bă, avem vilă!
Let's go! Mamă, stai așa, o luăm așa frumos și... Bine ai venit în vilă, Ana. S-a dus Ana de... Numai în vilă n-a mai venit. Ok, broască țestoasă pleacă de aici. Ok, hai Ana în noua noastră vilă de bogătași. Oh my god, uite-te și tu. Bă, ce țeapă de fapt. Ana, asta e o țeapă. Nu ne dă nimic vila asta, e cea mai mare țeapă din lume. Deci nu e nimic, e doar așa construită. Doamne ferește, m-am aruncat în void. Am căzut, mai bine că ai căzut. Băi, țeapă rău de tot vila aia. Ce caută toți mobii ăștia aici care își iau damage, mă rog. Haide să facem și ultimul din ăla. Să completăm măcar jocul, să terminăm, gen să avem ultimul upgrade, știi ce zic? Și nu mai spargi. Păi ce-s astea, crezi că nu te văd? Ia, lasă glumele astea. Ia uite-o, Pan are chef de glume aici la mine. Hai, Ana, să spargem ăsta aici, că trebuie... Păi aici stau, acolo să... Unde stai, mă? Unde? Te-ai dus pe apă? Unde te-ai dus? Acolo să... bine, stai pe apă, că eu sparg aici și fac o groază de bani și termin jocul fără tine. Și mai iau două vile din alea, chiar dacă sunt cam inutile, sincer. Bă, nu mai da mine. Ok, hai să facem aici, că te... Mamă, cred că dacă testezi sabia asta pe tine, Ana, cred că nu mai faci bani cu mine aici. Ok? Și cred că o să revenim după ce facem super mulți bani și suntem foarte, foarte bogați sau ceva de genul. Fraților, deci tocmai ce... Stai că nu mai... Mama, am și căzut. Deci tocmai ce voiam să fac upgrade-ul, gen cu gold-ul, ca să cumpărăm ăsta ultimul, și s-a făcut singur? Adică eu nu ajunsesem acolo și s-a făcut... Eu nu mai înțeles. Eu nu mai înțeleg nimic. Deci efectiv s-a upgradat singură insula. Minează și ai rămas cu diamante. Dan, eu n-am făcut niciun upgrade, gen. Adică eu am rămas cu toate. Aveam 25 de diamante. Voiam să încep filmarea din nou. Uite, pot să dau iar upgrade. What? Eu nu mai înțeleg. Deci ni s-a dat singur upgrade la insulă. Mă rog, am ajuns la ultimul punct. Că avem pe plus, gata, nu mai dăm. Și acum putem să ne luăm toate itemele astea. Acum cred că noi ar trebui să terminăm gen ăsta, aș zis, să terminăm. Bă, pleacă bă de aici. Păi ce facem aici, mai scos din ăsta? Da, păi nu, acum doar ne avem de ăsta ca să terminăm jocul, gen, dacă vrem noi să ne jucăm. Dar cred că acest pickaxe cu efficiency, cred că o rezolvă pana de toți banii. Ok, și cred că cam atât a fost cu harta, adică cred că atât a fost din harta asta, sincer să fie. Bă, pleacă de aici că îți dau cu ăsta, pleacă bă, ia uite-o, ce ne jucăm aici? Ok, deci cam asta, eu cred că am explorat cam toată harta, adică am cumpărat ce era de cumpărat, am făcut rost și de astea, mai trebuie să batem dragonul probabil sau habar n-am ce, care e ultimul obiectiv. Dar, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vă plac aceste videoclipuri alături de prietena noastră Ana și vreți mai multe hărți din astea interesante. Ajutor, da, Ana s-a blocat pe acolo, stai așa că te rezolvi, Ana. Bă, s-a teleportat, ce-a făcut? Da, și cred că ne-am zis și noi pe data viitoare. V-am pupat, pa, pa!